Hei, prietenii, ce mai faceți? Îmi puteți răspunde în secțiunea de comentarii. Am văzut eu că așa se procedează la vloguri. Eu sunt Drago și vă prezint Jurnal de Călătorie în Pandemie, în episodul de astăzi despre Barcelona. Am ales Barcelona pentru că e un oraș cu o personalitate aparte, care are o cultură specifică, are tradiții absolut fabuloase, dar în același timp e și un oraș modern, cu o arhitectură fantastică, o bucătărie fascinantă și pentru că e o metropolă în adevăratul sens al cuvântului, dar are și plajă în același timp și toate astea ca să nu zic doar că am găsit bilete de avion foarte ieftine. Aflasem că în Barcelona primești mult, chiar dacă nu dai la fel de mult. Și nu pot să zic că experiența mea a confirmat asta, în schimb, echipa de fotbal a Barcelonei avea să o confirme pe deplin câteva zile mai târziu. A dat 2 și a primit 8 de la Bayern München. Prima lecție pe care am învățat-o odată ce am aterizat în Barcelona este să nu mai ascult de ce îmi zic prietenii și alți binevoitori, sau cel puțin să mă informez mai bine înainte. Yo soy maricón, yo busco trabajo, am înțeles după aia că nu înseamnă sunt încântat să mă aflu la voi în oraș. Data viitoare o să folosesc Google Translator, că nu e o rușine. Și eventual dacă ar exista și Google Trans, care să-mi arate unde sunt transexuali, travestiți, shemale, ladyboys și să ocolesc plajele lor, că n-am eu treaba lor, dar m-am săturat. Să moară cici balerina, adică nici în Berlin n-au vrut atâția să se scape la mine. Acum poate că și eu am exagerat un pic și nu trebuia să mă dau cu atâta ulei. Ne dăm seama cum suntem noi românii ca popor atunci când ieșim pe afară. Adică ne dăm seama și despre noi înșine și mai ales despre ceilalți, familie și prieteni rămași în țară, pe care roade la ficați dacă noi suntem liniștiți și ne distrăm pe afară. Eu, de exemplu, primeam mesaje, vezi că se suspendă zborurile, vezi că o să fie carantină obligatorie și tot felul de caterinși din astea cu trimit o bicicletă după tine, frățioare. În fiecare secundă, 8,7 români sunt invidiați. În fiecare secundă, 8,7 români cad pradă invidiei. Permanent în România este epidemie de pismă. Eu cred că și voi mai degrabă v-ați lipsit de povestea asta și ați prefera să nu mă fi întors. În Barcelona, ca de altfel în toată Spania, se poartă masca pe stradă. Asta a fost o ocazie foarte bună să ne recunoaștem între noi, frații români, după cum o purtam. Adică doar pe gură, doar în barbă, doar pe nas, doar agățată pe ureche, la ceafă, ca pe ochelari sau pe un ochi ca pirații. Nici nu trebuia să-i aud pe frații mei vorbind ca să-mi dau seama că de fapt sunt români. Și apropo, cum se face că românii care vorbesc în Spania spaniolă cu accent românesc, când se întorc în țară, vorbesc română cu accent spaniol? La fel de bine ne recunoșteam între noi românii ca vampirii la bufeturi all you can eat. Cine avea carne peste fructe de mare, peste pești de tot felul, adică tot ce are de origine animală, marea și uscatul, ăla era român. Că noi nu suntem fraieri ca ei spanioli și știm că trebuie mâncat puternic dacă vrem să nu ne prindă virusul ăsta blestemat. Ce să-mi explice mie spanioli care nici nu știu de capul lor. Nu sunt stare să termine o catedrală începută în 82. 1882. 20 de euro la all you can eat-urile astea pe care le patronau asiatice și singurul mod în care puteau să ne pună frână ca români era să ne dea bețișoare. Ăla chiar a fost chin, nervi, frustrare, mai multă frustrare din partea mea când mă chinuiam cu bețișoarele alea decât la aia la care le trimiteam poze cu ce mănânc. La ei la magazine nu îți scanează temperatura, chestie care mi-a fost absolut indiferent, adică nici nu m-a bucurat, nici nu m-a deranjat. Ce m-a deranjat este că în continuare îți scanează produsele. Ca român, aproape toate produsele, mai ales dacă te duci tu la casa aia cu autoscanare. Aproape toate produsele, cât să nu bate la ochi. Zici că și sloganul pe care l-au ei la Lidl, de exemplu, e cumva făcut ca să o iei personal ca român. Merit să fii surprins. Normal că te gândești la camerele de supraveghere dacă ești român.
Fraților, una peste alta, mie mi-a plăcut Barcelona, iar dacă v-a plăcut și vouă povestea, abonați-vă, dați mai departe și dacă e, vedeți că am făcut și o pagină de Patreon unde puteți sări cu bani de o cafea.